Anul acesta este ultimul an din ciclul de 7 ani în care Uniunea Europeană își împarte activitatea și, mai precis, bugetul. Din 2014 până în 2020 vom parcurge un nou cadru financiar multianual, așa cum este el numit în limbajul de specialitate. Asta înseamnă că anul acesta, în 2013, se fac ultimele pregătiri pentru o serie de planuri după care va fi condusă atât Uniunea, cât și fiecare țară în parte în următorii 7 ani. Iar la pregătirea acestor planuri trebuie să participe și primarii de comune, asta dacă firește vor să aibă un cuvânt de spus. În primul rând, întâlnirea a fost organizată pentru primarii din, sau pentru autoritățile publice din comunele din zona metropolitană Cluj. Așa. Au fost invitate universitățile care sunt partenere în diferite proiecte, evident Consiliul Județean Cluj și reprezentanții primăriei Cluj-Napoca. Așa. Inclusiv Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, care le reunește pe toate. Scopul acestei întâlniri a fost identificarea noilor proiecte pe perioada 2014-2020. Și în plus avem măsuri soft care se referă la training-uri, la măsuri de resurse umane, pentru incluziunea, deci pentru includerea șomerilor pe piața muncii, așa. Și avem în vedere inclusiv reabilitare de școli. Proiecte de școli primarii au. Cu banii însă nu stau la fel de bine, mai ales că școlile nu sunt deloc investiții ieftine. Este o investiție de aproximativ 1,5 milioane de euro, o școală destul de mare, care a fost concepută la momentul respectiv pentru a prelua din zonă și pentru a pregăti potențialii elevi pentru zona care se dezvoltă acolo, la noi, zona industrială. Deci să creăm un centru școlar acolo, probabil că la nivel de Ministerul Învățământului se va da drumul la școli profesionale și atunci să putem susține financiar pentru a termina acea construcție și efectiv să pregătim elevii din zonă pentru parcul industrial care se dezvoltă acum în zona noastră. Adică asta ar cuprinde mai multe comune, se face acum un studiu de către directorii de școală de la noi cu privire la acest lucru, pentru a atrage toți potențialii elevi care n-au posibilitate de a se deplasa spre oraș pentru a urma cursurile de profesională sau să-și termine liceul și a pregăti efectiv forță de muncă care va fi după aia asimilată de parcul industrial care se dezvoltă în zona noastră acolo. Ideea foarte bună, ce mai vreau să vă aduc aici în plus ca și posibilitate să luați în calcul și învățământul pentru adulți, nu numai cel pentru elevi, pentru că șacul este un debușor care ar trebui utilizat ca și forță de muncă pe de-o parte, pe de-altă parte prioritățile de finanțare de pe 2014-2020, din ce elemente avem acum la momentul ăsta, vor insista pe acest sistem de învățare pe tot parcursul vieții și atunci va trebui să luați în calcul și persoane adulte pentru a fi introduse în sistemul de învățământ. Eu vreau să punctez faptul că noi avem construcția în derulare, nu avem suport financiar să o terminăm, lucrarea este undeva la 30% ca și indicată și acum se lucrează la acoperiș, deci nu avem suport financiar pentru a duce la bun sfârșit acest lucru. Iar suportul financiar poate veni, cel puțin teoretic, tocmai din partea banilor europeni. Dar bunele intenții ale primarilor nu sunt deloc de ajuns dacă nu sunt dublate de planuri foarte riguros întocmite. Și tocmai acesta este scopul întâlnirilor organizate de agențiile de dezvoltare regională. Așa, întâlnirea noastră de astăzi face parte dintr-o serie de întâlniri pe care ADR Nord-Vest le desfășoară și le va desfășura și următoarea perioadă în vederea facilitării participării partenerilor noștri regionali la procesul de planificare pentru perioada 2014-2020. Respectiv să anime procesul de generare de idei de proiecte, astfel încât în perioada următoare să putem ajunge la un portofoliu de proiecte care să poată să fie anexat planului de dezvoltare regională, pe de o parte, iar pe de altă parte să ducă la validarea strategiei regionale pe care noi o propunem, document care se află la acest moment într-o fază de document de lucru,
respectiv să verificăm dacă ideile de proiecte și problemele pe care comunitățile din regiune ni le prezintă sunt acoperite sau nu de prioritățile documentului strategic, astfel încât să fie posibil să facem reglaje acolo unde va fi necesar. De cea mai mare utilitate a acestor întâlniri este, se referă la faptul că proiectele sau doleanțele comunităților noastre pe care ne reprezentăm sunt afișate. Deci care sunt cele mai stringente proiecte care dorim în viitor să și le derulăm și sunt atrase atenția asupra lor. Acum nu știu dacă aceste întâlniri ce finalitate vor avea în viitor, pentru că poate că această teritoriu de dezvoltare nord-vest nu o să fie în câțiva luni sau se schimbă Constituția și așa în continuare. Dar cel puțin este încă un pas, un mod de a afirma că, doamnelor, noi cam aceasta le propunem și aceasta am dorit ca să ne ajutați sau să includeți în strategia națională ca și cele mai importante proiecte sau cele mai importante direcții de dezvoltare în următorii 6 ani de zile. În ceea ce privește zona metropolitană Cluj, identificarea noilor proiecte pentru care am pornit cu o listă, draft, în care am inclus proiectele Consiliului Județean Cluj din strategia județului, cele care se referă la zona metropolitană. Am inclus proiectele care nu s-au implementat din Planul Integrat 2007-2013 și așteptăm să primim noi idei de proiecte. Noile idei pot fi foarte bine și idei vechi, care nu au fost puse în practică în anii trecuți din diverse cauze, cum ar fi lipsa banilor, a legislației sau chiar lipsa experienței. Deci o problemă cu care m-am confruntat și mă confrunt și acum, în Gilău sunt multe societăți comerciale cu profil auto, servisuri și am înființat școala profesională de mecanici auto. Două generații au terminat și după 4 ani de zile doamna ministră sau domnul ministru și ce era atunci ministrul învățământului le-au desființat. Între timp, cu ajutorul unei fundații din Elveția, am mai construit o clădire, întrucât am considerat că peste 30 de pensiuni, motele, restaurante, mă rog, ar avea nevoie de forță de muncă, chelneri, bucătari. Bineînțeles, la început am avut promisiuni că se va aproba școala profesională, când am terminat-o, nu mai aprobat. Deci eu zice că ar trebui și o colaborare cu ei pe linia asta, fiindcă de ce să nu spune pe cea dreaptă, toată lumea merge la liceu, își iau 5, 6, 10 bacul, cum își iau, și habar n-au de meserie. Dacă îi pui să facă ceva, stângaci complet. Deci ar trebui insistat și pe tema asta cu Ministerul Învățământului să se gândească că România are nevoie și de forță de muncă. Bineînțeles că ar trebui să existe o formulă de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, de exemplu, pentru că bine ar fi ca asemenea investiții să fie însoțite de niște analize și de niște formule de optimizare a rețelei școlare. Deci astfel încât să se dovedească faptul că zona respectivă are potențialul de atragere pe un anumit număr de elevi care să justifice o asemenea investiție. Pentru că asta mai vreau să vă spun, în proiectele pe care le avem în vedere, ar trebui să ne gândim și la continuarea din perspectivă strategică a ceea ce s-a început și s-a făcut până acum. Noi am finanțat pe POR proiecte care vizau reabilitarea unor infrastructuri din sistemul de educație. Din păcate am avut și situații în care am finanțat școli care ulterior au fost închise, pentru că nu au mai avut numărul de elevi necesar. Ca atare, investițiile din sistemul de învățământ ar trebui să fie precedate de niște analize și de niște
proceduri de optimizare a rețelei școlare. Toate aceste dezbateri, politici, planificări au ca element central omul și găsirea unor soluții de bunăstare. Problema este că omul este văzut într-un fel de primari și în alt fel de autoritățile naționale. Deci, marea majoritate a cetățenilor găsește un loc de muncă pe căi informare. Dar hai să încercăm să administrăm, să adunăm căile la această informare și să facem un fel de cale oficială, deci ca cetățenul să știe că dacă este posibil așa ceva, nu știu dacă este. Direcția de muncă și protecție socială, bănuie că vehiculează informațiile astea, sunteți, înțeleg, o nemulțumire vis-a-vis de modul în care deci nu este, nu este o chestie reală. Deci nu este o chestie reală la nivelul cetățeanului de rând. Deci, noi primim aceste lucruri undeva la un nivel aici și avem acolo 4.000 de oameni, mă rog, la mine, la dâns și probabil că sunt mai mulți, care au totul altfel de și stil de viață și mod de exista și așa în continuare. Deci nu mă întrebați că nu, deci pe mine nu mă pasionează acest lucru prea mult, dar este. O altă problemă ar fi cumva ordinea publică. Nu știu cum, deci eu văd totul altfel problema incluziunii sociale, deci o bună parte trebuie găsit o soluție ca ordinea publică și statul, deci existența statului, să fie conștientizat și impus cetățenilor. Deci nu este normal că copiii de 14 ani încă certificat de naștere nu au, ci certificată constatătoare a nașterii. Nu există. Și degeaba facem săpături, deci și anul când nu găsim. Aceea ar trebui văzut care este o cale ca să apucăm. Deci avem oameni care nu există nicăieri. Pe baza informațiilor pe care le furnizează primarii, mai ales când vine vorba de comune, agențiile de dezvoltare regională fac tot felul de planuri și statistici pentru a veni cu o strategie regională. Ceva de genul, haideți să vedem unde suntem ca să știm unde ne ducem. Planuri de mobilitate care se vor realiza, sperăm, până în 2014, pentru fiecare pol de creștere din țară. Ce sunt planurile de mobilitate? Planurile de mobilitate sunt niște documente foarte complexe care includ, deci se ocupă în principal de mișcarea persoanelor și a mărfurilor. Dacă există, de exemplu, un parc industrial, Tetarom 3, de exemplu, ăsta vă dau așa un exemplu care vine acum în minte. Deci am un parc industrial, eu trebuie să știu câți oameni lucrează acolo, de unde navetează oamenii aceia, cu ce se duc acolo și dacă pot să intervin, de exemplu, cu un proiect ca să le facilitez deplasarea de la locul de unde locuiesc până la locul de muncă. Același lucru se întâmplă și cu mărfurile. Deci noi avem, de exemplu, acum cu proiectul ăsta nou pentru aeroport, da? O să avem un nod intermodal foarte important acolo, unde se va face juncțiunea căi ferate cu drumul național, cu transportul pe calea aerului. Deci este foarte important să știm cine, unde, cu ce se deplasează. Deci este planul de mobilitate. Acum, ca și, deci foarte pe scurt, sigur, un plan de mobilitate include și un studiu de trafic, include mai multe studii, deci asta este foarte sumar ce v-am spus. Ce mai este diferit față de trecuta perioadă de programare? Tot din partea MDRAP-ului avem un ajutor prin consultanța Băncii Mondiale, care are un contract cu MDRAP-ul, în sensul de a ne facilita actualizarea acestor planuri de dezvoltare pe zona metropolitană, plan de dezvoltare integrată. Nu. Deci, cam astea ar fi, să zicem, diferențele sau ceea ce aduce în plus perioada 2014-20. Pe lângă acest interes mult mai mare din partea comunelor, care în sfârșit au început să înțeleagă că este un instrument foarte util și pentru ei
și au început să vină cu idei foarte concrete de proiecte și este foarte important și din punct de vedere a parteneriatului pentru, deci, dintre municipiul Cluj-Napoca, dintre Consiliul Județean și comunele care alcătuie zona metropolitană. Deci pe trei trepte. Da. Care și există, de fapt, se colaborează între ei. Da, da, da. Deci este foarte important, după cum ați văzut, poate ați fost de față când unul din participanți a menționat faptul că nu este foarte bună comunicarea și că informația ajunge foarte greu la nivelul cel mai de jos. Aici va trebui să facem ceva, într-adevăr, și au venit și cu idei de proiecte. Există și o idee de proiect a prefecturii, după câte am auzit, aici, care probabil va fi inclus în PID-ZMC. O altă mare problemă a comunelor, care a rămas nerezolvată deocamdată, este aceea a infrastructurii. În general, prioritățile pe care le prezintă comunitățile sunt tot cele legate de infrastructură, respectiv alimentări cu apă, canalizare, drumuri și așa mai departe. Misiunea noastră este să încercăm să îi facem să înțeleagă importanța și altor modalități de intervenție care pot să ducă la dezvoltarea economică și socială a comunităților din care fac parte. Deci la nivel de Comuna Bonțida, la ora actuală, se implementează un proiect cu finanțare europeană în valoare de 2 milioane jumate de euro, care cuprinde canalizare, 12 km de canalizare, 6 km asfaltare, construcția unui after school nou și dotarea unui cămin cultural. Este un proiect integrat care la ora actuală este implementat aproximativ 70%. Următoarea perioadă de timp să fie implementat și să beneficiem de acest proiect foarte important pentru comunitatea noastră. Okay. Un alt proiect, tot cu finanțare europeană, care se va implementa în perioada următoare, este înființarea unui centru de informare turistică, care va fi tot o finanțare cu finanțare europeană. La noi în comună, într-adevăr, sunt câteva puncte de atracție turistică foarte importante. Avem castelul Banfi, care este un castel de renume internațional. Avem vizitatori din întreaga Europa, poate trece și granițele Europei, vizitatori care ne vizitează acest edificiu. Un alt edificiu demn de remarcat este un alt castel care l-avem la nivel de Răscruci, sat aparținător Comunei Bonțida, un castel care încă nu este pus în valoare. Sperăm ca în următoarea perioadă de timp să fie pus în valoare, deoarece el acum momentan aparține Consiliului Județean. Deci, în derulare avem 5 proiecte, pe măsura 3-2-2, drumuri, asfaltarea drumuri, apă, after school și revizuirea monografiei. Avem unul pe 125B, drumuri forestiere, avem unul pe 313, centru de informare turistică, avem unul pe fondul de mediu, apă și canalizare, zona turistică și mai avem unul prin Banca Mondială, o credință cu program prelungit, care se află în implementare acum. Multe proiecte ați făcut? De toate 18. Sigur că ești primar de mult, de 12 ani, și de la început am zis că singura sursă sau singura posibilitate de a face ceva în comunitate este să accesezi proiecte. Fiindcă banii europeni au culoare politică, să le faci bine, să obții cât de multe puncte și atunci sigur că lași ceva în urma ta. Pe viitor ce v-ar mai rămâne? Către ce v-ați îndreptat? Păi acum, pentru viitor, te-ar pregătesc SF-uri, PT-uri, la ce mai rămas de făcut? Mai rămas de făcut în continuare drumuri, fiindcă nu poți printr-un singur program sau două să asfaltezi tot și giroiul comună mare. Drumuri, să rezolv cu problema părailor din Sume și Urece, care aduc la o ploaie torențială, aduc a lovit foarte multe și de lucru. O capelă la Sume și Urece, un cămin la Sume și Ocald. Deci sunt încă multe de făcut. Trotuare, în satele astea de multe. Deci... În final, toate ideile, propunerile, planurile și strategiile la care vor munci anul acesta primarii și agențiile de dezvoltare regională vor ajunge la guvern. Acesta va stabili care sunt direcțiile principale de dezvoltare ale României pentru următorii 7 ani.
Dar pentru ca ei să fie mai buni decât cei 7 care au trecut, este nevoie de planificare și de implicarea tuturor. În primul rând, ne aflăm acum în stadiul în care trebuie făcută, sau a trebui făcută mai exact, acea dezbatere publică pe baza căreia să ne construim propunerile noi, România, deci Guvernul României, începând de la nivelurile locale, nivelul regional și nivelul central, să ne construim propunerile pentru cadrul bugetar 2014-2020. Ar trebui să luăm în serios această acțiune, pentru că dacă vedem falimentul perioadei actuale, adică faptul că încă n-am atins 20% absorpție de fonduri în situația în care suntem în al 7-lea an al perioadei de programare 2007-2013, trebuie să căutăm motivele acestui faliment. Unul dintre motive a fost deficiența de proiectare a structurii fondurilor în anul 2006, înaintea anului 2007, când noi de fapt intram în Uniunea Europeană, dar începea și noua proiecție bugetară sau proiecția bugetară prezentă în care ne aflăm acum. Cred că ceea ce se întâmplă este doar din nou, din păcate, o mimare a dialogului public, a dezbaterii publice. Cred că ne paște foarte mare pericol ca în continuare să avem alocări proaste. Asta înseamnă ce? Avem anumite direcții în care există nevoi foarte multe și bani foarte puțini. Și avem alte direcții de programare în care există nevoi puține și bani prea mulți alocați pentru nevoile care sunt exprimate. Și atunci, absorpția este proastă. Evident, absorpția este proastă încă dintr-un alt motiv și ați pomenit de dialogul la nivelul autorităților regionale și eu vă pun întrebarea, care autorități regionale? Politica de dezvoltare regională a României este un dezastru. Cele 8 regiuni de dezvoltare a României sunt un faliment. Nu am reușit să consumăm fonduri europene. Iar aceste agenții de dezvoltare regională, în cea mai mare parte a activităților, din nefericire, nu reușesc să ajungă la cetățean, nu reușesc să ajungă la agentul economic, nu reușesc să ajungă la autoritățile publice locale, ale comunelor, ale orașelor, care au diverse probleme, deosebit de greu de surmontat în condițiile în care suntem și în criză. Încasările din impozite și taxe locale au scăzut, bugetul de stat nu poate acoperi nevoile și atunci noi, de fapt, din propria noastră incompetență, nu reușim să folosim cea mai importantă resursă suplimentară pe care o avem și anume fondurile Uniunii Europene. În 2009, ca urmare a crizei care a lovit dur Europa și vedem că încă nu, nici pe departe, nu am ieșit din criza economică, din criza financiară, din criza locurilor de muncă. În 2009, deci, Comisia Europeană a făcut anumite simplificări în procedurile de accesare a fondurilor europene, inclusiv a celor pentru creșterea competitivității de care vorbiți dumneavoastră, adică cele care sunt adresate mediului de afaceri. Din păcate, aceste simplificări nu au fost urmate la nivelul României. În București, evident, la nivelul deciziei guvernamentale, nu au urmat acolo unde sunt amplasate acele autorități de management ale proiectelor europene, nu au urmat o simplificare a birocrației și în cazul nostru, ci din potrivă. Din păcate, 2010-2011 au adus noi proceduri, au adus schimbarea prea deasă a procedurilor și au creat, de fapt, un haos în rândul aplicanților, care se vedeau puși în situația de a întocmi un proiect pe o anumită regulă, când mai erau 2 săptămâni până la termenul de predare a proiectului, se schimba o anumită regulă, se schimba o procedură și era un haos generalizat.